foarte mult. Întâi voi spune în limba română, în principiu, ce aș vrea să ne cred pe domnul Studuie Noi, și după care o să-i, o să-i vorbesc în chineză. Pentru că este primul autor chinez pe care îl lansăm aici și cu toate acestea este primul autor chinez care atrage foarte mulți cititori chinezi din România. Și vreau să-l întreb de ce crede că romanul lui este atât de popular printre chinezi. Liu Laoshi, Nin fu shi tou yi ge tou yi ming zhong guo de zuo jia fa yi cheng luo man yue yu de, dan shi jin nian wan, jin nian xia wu cai jie bai guo lai de zhong guo ren te bie duo, zhe ge biao ming shen me, zhong yi de xiao shuo fei chang de hong. Wei shen me zhe me hong? 小说为什么这么红呢？因为我写的很好嘛。Dă să spune că roman, literatura asta este atât de bine primită, este de succes, pentru că scrie foarte bine.罗马尼亚最地道的就是猪肘子，中午这个饭也非常的好吃。这本书的话，就是像刚才主持人说的，就是曾经被改编过电影，这个电影在国际上获过很多奖，包括在圣巴斯蒂安的话呢，得过最佳影片和最佳女主角。为什么这个电影会得奖呢？很简单，也是这个书写的。Dânsul spune că într-adevăr are foarte mult succes pentru că scrie foarte, foarte bine. Romanele sale au fost, sigur că o spune cu umor și cu umorul care îl caracterizează și care transpare și din paginile romanelor sale. Opera sa este tradusă în foarte multe limbi. Acest roman despre care discutăm astăzi a fost tradus în peste 20 și ceva de limbi. Cred că sunt de fapt mai mult, așa cum am socotit noi. Într-adevăr, și filmul care s-a realizat a fost recompensat cu numeroase premii la festivaluri internaționale. Aș vrea să-l întreb pe domnul Liu Chenyun, când citești romanul, de multe ori îți vine să zâmbești și de fiecare dată când zâmbești, spre sfârșitul paragrafului, îți cam pierde sângele de pe buze. Aș vrea să-l întreb, pentru că în romanul respectiv, o să vedeți, nu există un erou, așa cum suntem noi obișnuiți din alte romane. Cum se face între ce și ce creează tensiunea din romanul dânsului? 最幽默的人是谁？他就是刘震云。但是随着我的书的话呢，翻译的外文越来越多，全世界也知道最幽默的中国人是谁呢？是刘震云。但是的话呢，我确实不是中国人最幽默的一个人。因为在我们村儿，每一个人都会比我幽默。Dânsul spune că este cunoscut ca unul dintre cei mai amuzanți scriitori, deci scriitori care cuprind în operele lor cel mai mult umor. Deci încărcătura aceasta umoristică este foarte mare și acest lucru îl face îndrăgit de către chinezi. Dar în realitate nu este
cel care pune cel mai mult preț și care într-adevăr aduce cel mai mult umor dintre chinezi. 当然这位先生的话呢，就是他说的非常的深入。其实我不是潘金莲的话呢，就写一个普通的中国妇女。那个普通的中国妇女的话呢，他花了二十年时间，就想说一句话，说我不是个坏女人。但是二十年时间过去了，这句话的话呢，他还是没有把它翻过来。他唯一做的工作呢，就是二十年呢，是把这个喜剧渐渐说成了悲剧。 Domnul profesor Mugur Jlodea, care este un vorbitor excelent de limba chineză, tocmai a fost lăudat de către domnul Liu Zhenyun, a surprins foarte bine tensiunea din roman. Într-adevăr, acest personaj feminin, Pan Jinlian, are nevoie de, sau mai bine spus, petrece 20 de ani încercând să dovedească că nu este o răufăcătoare, că n-a fost mânată de intenții rele și totuși, în pofida evidențelor, nu reușește să facă acest lucru, iar ceea ce la început pare amuzament, pare o comedie, se transformă de fapt într-o dramă și găsim în roman atât de bine îmbinat râsul și plânsul, comedia și tragedia.我去阿姆斯特丹的话呢，给他配合荷兰的出版社呢做宣传，就在书店里，一个荷兰的女士站起来，她说，她读这本书的时候，情投至为，她都在笑，但是唯一读到一个地方的话呢，她哭了，就是李雪莲说给世界上所有人，没有人听她说话的时候，她只有把自己的话呢说给她家里的一头牛，就问这头牛呢，她到底是不是一个坏女人，但是这个女士接着说呢，其实世界上除了有那头牛在听这个中国普通妇女在说话，还有另外一头牛也在听李雪莲说话，她就是这本书的作者，她叫刘震云。 La un moment dat se afla la Amsterdam, încercând să, împreună cu reprezentanții editurii, unde a fost publicată ediția în limba olandeză, și aveau o sesiune acolo, o dezbatere care urmărea să promoveze cartea și cineva din public, o doamnă, s-a ridicat în picioare și a spus că de la începutul romanului până la sfârșitul lui a râs, a avut un sentiment de veselie, dar totuși a fost un punct în timpul lecturii în care a lăcrimat și anume atunci când personajul acesta feminin a spus că, iată, ce trist, cât este de trist viața, acum a încercat de-a lungul celor 20 de ani să-și spună păsul, să spună că nu este vinovată de ceea ce era acuzată și nimeni, în pofita evidențelor, nimeni nu-i dădea ascultare. O singură ființă s-a întâmplat să o asculte, iar aceea a fost vaca din gospodăria proprie. Și spune că a mai ascultat cineva ceea ce spusele ei, adăugat această cititoare care se afla în public și anume scriitorul Liu Zhenyun, care a știut să transpună atât de bine această comedie a vieții, dar de fapt o tragedie. Aș vrea să mă întreb, cartea Pe alocuri mi-a adus aminte de procesul lui Kafka. Absurdul, faptul că niciodată nu ieși din acel labirint al absurdului și niciodată nu poți să-ți faci dreptate. V-a influențat cumva Kafka? Îl iubiți ca scriitor? 当然卡夫卡是一个在世界上非常知名的作家，他是一个犹太人，然后他从小的话呢出生在布拉格，他写过很多特别好的小说，当然的话呢就是卡夫卡的话呢是用一个非常冷幽默
用荒诞的方式的话呢，通过文学来表达这个世界。那现在的话呢，我当然，从《纽约时报》，包括的话像法国的《世界报》，包括的话呢像日本的《读卖新闻》，都说我是中国的卡夫卡。我不知道我像不像卡夫卡，但是我特别欣赏卡夫卡对待世界的态度。Sigur că l-a citit pe Kafka cu foarte mare interes. Kafka este un scriitor excepțional și în perioada formării sale a venit în contact cu opera lui Kafka. Și ceea ce l-a impresionat și poate că l-a influențat a fost atitudinea lui Kafka față de viață. Modul în care privește realitatea, modul în care utilizează umorul negru, cum abordează, cum reflectă în opera sa absurdul realității în care trăim, absurd pe care nu-l putem evita. Sunt o serie de publicații și am amintit câteva din Franța, Olanda și din alte țări din Europa care îl portretizează pe domnul Liu Zhenyun drept un Kafka al Chinei. Nu știe dacă chiar așa este, dacă seamănă sau nu cu Kafka, dar ceea ce știe este că e un mare admirator al scriiturii lui Kafka, al operelor sale și al atitudinii acestui scriitor față de realitatea în care a trăit și în care o trăim și noi, într-un fel sau altul. Liu Zhenyun, personajul principal este un personaj extrem de naiv, atât de naiv că uneori nu dă râsul. Și aș vrea să-l întreb pe domnul Liu Zhenyun dacă consideră că tipul acesta de personaj este reprezentativ pentru marele popor chinez și dacă este, îl putem întâlni și într-un singur altă țară. Nu vreau să-i dau. Liu Zhenyun,也可能也一样，单纯，天真的女人，男的也是，毕竟。我觉得赵先生又说了另外一个特别专业的问题，就是这个书里的主人公，他说他呢特别的单纯，或者换一句话的话呢，他特别的执着，就是为了一句话，他其实是自己的话在宣战，而这样宣战的中国人的话呢，我觉得很多。 像李雪莲的话呢，他宣战呢是在自己的行动上，还有一种宣战的话呢，可能是在自己的内心，他没有表现出来。所以的话呢，就是这本书出英文版的时候，然后呢，我到纽约去做宣传，就是其中有一个纽约大学的一个教授，他就说的话呢，他没有去过中国，他原来对中国人的印象的话呢，好像中国人不会思想，好像都跟兵马俑似的。 说话也是幽默，但是和我看了刘震云的作品的话呢，我觉得他认识的中国人和 CNN 和 BBC 里面的中国人是完全不一样的。这是说呢，嗯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 ，
vinovăția, să arate ceea ce gândește, să demonstreze prin acțiunile sale, prin vorbele sale, adevărul. Și să arate lumii cine este. Dar lumea, sigur, opune rezistență, pare să nu accepte această atitudine. Domnul profesor Mugur Zlotea l-a întrebat dacă așa sunt chinezii, cum este acest personaj feminin din roman. Și dânsul a răspuns ilustrând cu o întâmplare de la New York, unde se afla în vizită, tot promovându-și această carte, și cineva de acolo, la universitatea respectivă, unde avea loc dezbaterea, un profesor i-a spus că n-a fost niciodată în China, este total nefamiliară China din multe puncte de vedere, dar doar așa a imaginat
cum chinezii sunt niște oameni foarte tăcuți, foarte închiși, ba chiar îi asemăna pe chinezii de astăzi cu armata de teracotă, încremenită, înțepenită și tăcută. Și după ce l-a ascultat, după ce a aflat mai multe despre literatura sa, despre personajele din opera sa, și-a dat seama că nu este nici pe departe așa și el este cel ignorant care nu știe exact. Și a tras o concluzie foarte iute și anume chinezii pe care i-am cunoscut eu, respectiv domnul profesor, sunt cu totul altfel decât chinezii pe care îi vedeam la știrile de la CNN. Lansarea noastră se apropie de sfârșit.